dacă vom avea iară de clasa 5-a copii și așa mai departe. A 6-a. Eu am... A 6-a? Dintr-a 6-a? Da. 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 Clasa 6. Așa, așa. Când de clasa 6, da. Eu alături de voi am fost la orele de limba română, pentru că eu nu am avut fericirea aceea ca să învăț ceea ce ați învățat voi. Eu doar prin intermediul bibliotecii am cunoscut scriitorii care treceți voi la orele de română și îmi pare rău că nu poate toate le-am citit, dar multe din ceea ce ați învățat voi am citit, pentru că trebuia să vă ofer dumneavoastră carte și trebuia să știu la discuții, la una alta. Și într-un fel am crescut și eu vreau să zic cu voi. Toți împreună. Toți împreună. Dumneavoastră ați devenit cititorii noștri pe parcursul atâtor ani. Și dacă veți rămâne în Republica Moldova, bineînțeles că veți aduce și copiii dumneavoastră la bibliotecă. Deși sunt gadgeturile, internetul, telefoanele, mai nimic de mai auzim, dar vreau să zic că măcar un răgaz petrecut aici în bibliotecă, în condițiile care le avem, cred eu, în oraș sunt cele mai bune condiții, în afară de frig. În afară de frig. Dar, în schimb, vara, aici, în condiții, e răcoare. Eu vineam înainte vara și nu l-am ziarele și mă așezam cu sistemul ăsta, din la partea de la parte cald. Aici, mă mândresc cu voi pentru prezența care ați avut-o de fiecare dată când am fost invitați de Biblioteca Cardău la niște activități mai mari, organizate de ei. Nu pot uita flășmurul vostru, nu pot uita cânticile, nu pot uita direct ceea ce ați făcut voi când a fost delegația din Cluj și toate și mulți scriitori din Cluj și m-au văzut și știu de liceul dumneavoastră. Da, de liceu Gaudian, de doamna profesoara dumneavoastră și de voi, bineînțeles, pentru că voi o reprezentați cu doamna profesoara. Și astăzi le-ați plăcut toți, așa să zic, nu vreau să, pentru că vă cunosc, nu vreau să zic, dar mi-a plăcut foarte mult sala. Și eseul și cum a recitat. Eu nu e original, eu nu copiază. Nu știu ce vei deveni, poate un actor. Actor nu. Eu vreau să vă mulțumesc și vreau să vă aplaudăm, doamna Brăscovi! Să aduc succese la bacalaureat, cei din clasa nouă să vină la bibliotecă, în părinte că mă să fie prieteni. Și să aveți o zi bună în viață, noroc, fericire, sănătate. Și când plecați, dacă plecați după curtare, să luați atunci pentru copiii dumneavoastră de ce dar au revinut. Doamna Mirela, doamna Tatiana, doamna Zinaida, doamna Stela, în schegaze primitoare, îi de ajuns numai să dau un telefon cumva și zic, doamna, vreau să fie eu la ora, doamnele mi-a aranjat și fotourile și totul e pus și totul e pregătit. Asta înseamnă să fii gazdă adevărat.